Tinerii din Arduda au sărbătorit ziua îndrăgostiților sâmbătă seara printr-un eveniment organizat de organizația de tineret a PNL din localitate. Tinerii au avut parte de momente amuzante, concursuri, premii și momente artistice. Primarul Ovidiu Duma a fost alături de tineri pe parcursul întregii manifestări. Unul din evenimentele frumoase care se întâmplă aici de o bună bucată de timp, în organizarea TNL-ului Ardud, la care eu, bineînțeles, cu mare drag și cu mare plăcere sprijin toate acțiunile lor, pentru că vin în întâmpinarea la multe așteptări și dorințe ale comunității din Ardud. Fie ei tineri, fie ei mai puțin tineri, sigur, astăzi se adresează în principal categoriei tinerilor și de aceea îi așteptăm în continuare ca să vină și să se distreze. A contribuit și primăria în organizare? Primăria, efectiv, nu aș putea să spun. Eu personal m-am implicat alături de ei pentru a-i sprijini și a ieși o organizare care să fie pe placul celor care vor veni aici. După concursurile care au avut loc pe scenă, au urmat căsătoriile pentru 24 de ore, iar tinerii puși pe distracție au rămas și la petrecerea care a ținut până dimineață. Astăzi seara am pregătit un eveniment special pentru îndrăgostiții Ardudului, Dragoberte Party, în cadrul căreia îndrăgostiții vor trebui să treacă anumite probe conduși de călăuzii spirituali, îngerul și demonul, care o să-i ajute și, bineînțeles, o să le pună și piedici. Înțeles că îi veți și căsători pentru o zi. Sigur, la sfârșitul evenimentului vor fi denumiți doi îndrăgostiți, îndrăgostiți evenimentului. De când organizați astfel de evenimente? Suntem la prima ediție de acest gen. Vor urma și alte ediții, bineînțeles, începând cu anul viitor.